1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.
Doi, doi. Doi, doi, doi. Doi, doi. Doi, 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 doi. Doi. Doi, doi. Ce aude, da? Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Costinel Neagu și vă invit să urmăriți partida de fotbal dintre Flacăra Moreni și Concordia 2 Chiajna, meci din cadrul etapei a 3, din cadrul etapei a 4 a Ligii a 3 a Serie a 3. Fotbal județean punctiv vă transmite cu ajutorul colegilor de la Flacăra Moreni TV o partidă interesantă, sperăm noi, cu comentariu live, practic o premieră în media din Dâmbovița. Vreme superbă astăzi la Moreni, în tribune sunt câteva sute de spectatori care speră să asiste la o partidă frumoasă, cu multe goluri. Gazonul se prezintă în condiții excelente de joc. Sperăm să urmărim un joc de calitate, iar Flacăra să obțină o nouă victorie. Haideți să citim și distribuția celor două echipe. Începem cu oaspeții noștri de astăzi, Concordia 2 Chiajna. Va începe în poartă cu Costache, Săftescu, Ghidorea, Georgescu, Ciortan, Ghiță, Marin, Novacek, Rogoveanu, Ciobanu și Angel. Flacăra Moreni va începe în poartă cu Sârbu, Parghel, Mocanu, Matei, Mihai Plăcintă, Lari Plăcintă, Roșugă, Țânțar, Timofte, Neguț și Cerna. Arbitrii partidei sunt Ionuț Constantinescu din Galați, ajutat la cele două tușe de Florian Bișan din Galați și Florin Iftode din Târgu Bujor, Galați. Observatori din partea FRF au fost delegați Silviu Crângașu din Prahova și Mihail Băcescu din Brașov. Vom fi ajutat în comentariul acestei partide de Cosmin Saba, specialistul jurnal de Dâmbovița pe Flacăra Moreni și cunoscutul comentator sportiv Alexandru Istrate de la ziarul Dâmbovița. Flacăra vine după un eșec în Cupa României, marți. Petrolul Ploiești a învins cu 3-0 și speră să se revanșeze în fața propriilor suporteri printr-o victorie. Meciul se anunță destul de echilibrat, că echipa din Chiajna a învins în precedenta deplasare în Dâmbovița la Ninoasa cu 2-0. A arătat ca o echipă matură, care știe ce vrea și eu spun că partida va fi foarte dificilă. De altfel, Gabi Paraschiva a anticipat într-o declarație acordată pentru fotbal județean.info că partida va fi foarte dificilă, iar jucătorii din Moreni sunt oarecum cu psihicul la pământ, dacă putem spune așa. Înfrângerea i-a afectat mult pe jucătorii din Moreni. Iată acum un fluier de start al meciului și pentru început o să-i predau colegului Alexandru Istrate microfonul pentru primele considerații despre această partidă. Bună ziua, vă spune și Alexandru Istrate din tribunele stadionului Flacăra din Moreni la partida dintre echipa locală Flacăra și Concordia 2 Chiajna, contând pentru runda cu numărul 4 din Liga a 3-a, Serie a 3-a. Echipa din Moreni este echipată în albastru și galben, vizitatorii în alb și verde. Trupa lui Gabi Paraschiv are 6 puncte și 0 la adevăr. Cele 6 puncte sunt făcute din victoriile cu
echipele din județul Dâmbovița, Fecea Ninoasa, scor 3-2 și Urban Titu 2-1, ambele disputate pe arena din orașul de pe malurile Cricovului Dulce. Oaspeții, antrenați de Mugur Cornățeanu și Marin Dună, sunt pe locul 7, au 6 puncte, 0 la adevăr. Flacăra Moren este pe 6, având golaveraj superior plus 2, 4 goluri marcate și 2 primite, față de plus 1, cât are Concordia Chiajna, 4 goluri marcate și 3 primite. Gabriel Paraschiv a trimis în teren o garnitură care este echilibrată în compartimente. Iată echipa din Moreni, chiar în primul minut de joc, beneficiază de o lovitură de la colțul terenului. O va executa de pe partea stângă, cu piciorul drept, capitanul echipei, Laurențiu Plăcintă. Se duce Roșugă să primească. Lari Paraschiv a centrat la prima bară, Roșug de la 17 metri, au luptat fundașii echipei din Chiajna, însă s-a ridicat Fanionul, poziția afară din joc, a fost surprins atacantul împins al echipei din Moreni, Alin Neguț, venit în această vară de la FC Aninoasa. În distribuția echipei din Moreni, îi găsim în această partidă pe Parghel, care va ocupa banda dreaptă. Îl văd acum în zonă centrală împreună cu Lari Plăcintă și Mihai Plăcintă. Este un fault aproape de linia de margine. Jucătorii din Chiajna atacă. A șutat periculos, destul de periculos, jucătorul cu numărul 20, Ghiță, capitanii celor două echipe, Laurențiu Plăcintă la Flacăra Moreni și Alin Ghidurea la Concordia 2 Chiajna. Văd, mă uit pe lista cu jucătorii echipei din Moreni, iată, din nou un atac periculos al echipei vizitatoare. Marian Ghiță a șarjat pe banda dreaptă, însă fundașii echipei morenare s-au așezat bine, s-au dublat perfect și sunt în posesia balonului. A degajat de la colțul careului mic portarul Mădălin Sârbu. Surprinde lipsa din această partidă, din prima garnitură, din primul 11, a lui Alberto Tocan, Marius Oprea, Alexandru Negrea, Robert Palamariu și chiar Marius Iene. Spuneam că este runda cu numărul 4 din C3, până acum Flacăra Moreni a disputat 3 partide, 3-2 acasă cu Fecea Ninoasa, 0-1 în deplasare cu CS Tunari, 2-1 acasă cu Urban Titu, a disputat și 2 partide în Cupa României, a învins la Cornești cu scorul de 2-1 echipa locală Gloria și a fost învinsă la Ploiești pe stadionul Ilie Oană cu 3-0 de către Petrolul Ploiești. De menționat că echipa din orașul Aurului Negru a marcat cele 3 goluri prin Ciocâlteu în superioritate numerică. Portarul Bolboșină a fost eliminat în jurul minutului 30. Acila Moreni între sonde, suntem în minutul 7, Flacăra Moreni și Concordia 2 Chiajna sunt la egalitate 0-0. Parcă sunt ceva mai activi jucătorii antrenați de Gabriel Paraschiv, care a fost capitanul echipei Oțelul Galați, campioană națională în anul 2011 cu Oțelul Galați. În același an, Oțelul Galați a câștigat și Supercupa României 1-0 cu Steaua într-un meci disputat la Piatra Neamț.
Alte amănunte despre această partidă vi le oferă colegul meu Cosmin Sava. Vă salut și aici de pe stadionul Flacăra din Moreni. Suntem în minutul 7 al partidei din etapa cu numărul 4 al seria 3, Ligia 3. Vedem acum pe elevii lui Gabi Paraschiv încercând să plece la un atac periculos. Cernea cu o pasă bună pentru Neguț, cel care intră în careu, dar mingea este respinsă de defensiva Chiajni și trece în corner. Merge să execute Larii Plăcintă, cel care se ocupă de fazele fixe pentru echipa de Paraschiv. Libere, lovește foarte bine mingea. Să vedem acum. Lari indică o schemă, să vedem. Îl caută la bara a doua pe Timofte, cel care recentrează, dar mingea a părăsit terenul de joc și este aude foarte pentru Concordia Chiajna. Costache a refuz. Să vedem pe Timofte, cel care intervine bine acolo și îndepărtează pericolul. Tot Timofte este la baron, încearcă să-l găsească pe Neguț cu o pasă bună, dar Chiajna se apără bine și până în acest moment nu a fost faze periculoase de poartă, nici la poarta lui Sârbu, dar nici la poarta lui Costache. Nocanu repune până la Timofte. Timofte joacă mai departe cu Matei, cel care a avut o evoluție foarte bună în meciul din Cupa României cu Petrolul Plești. Iată-l acum pe Roșugă. Cerne acum, foști colegi la Rinoasa, acum colegi de echipă și la trupa lui Gabi Paraschiv. Dueluri interesante de la jumătatea terenului. Mocanul încearcă să-l găsească pe Țânțaru, dar greșește pasa și mingea va fi repusă în joc de către Ionel Ciorcan de la margine. Un joc destul de liniștit până acum, fără prea mari evenimente, nicio ocazie periculoasă la niciuna dintre cele două porți. Flacăra a părut puțin mai decisă și a încercat să stăpânească jocul, dar defensiva Concordiei le-a pus probleme, iar aceștia nu s-au apropiat periculos de poarta lui Alexandru Costache. În sezonul trecut, Flacăra a obținut o victorie aici la Moreni cu Chiajna 2 categoric, a fost un 5-0, dar în retur pe terenul central din Chiajna, Concordia a obținut o victorie cu 2-1 după un meci echilibrat. Vedem acum o nouă fază fixă, se pregătește Cernea să execute, centrează, dar mingea este respinsă de Georgescu, cel care este originat din Moreni, dar evoluează de ceva timp, a evoluat la juniorii Concordia și acum la echipa satelit a formației de primă ligă. Refusă mingea, joacă în loc din fundaș și Concordiei, Mocanu l-a oprit bine acolo pe Rogoveanu și Flacăra trebuie să repună mingea de la margine. Se pare că decizia a fost întoarsă, iar Concordia repune de la margine. Ciortan, video, iată-l pe Ghidure acum. Iată-l pe Săptescu, cel care găsește bine pe Angel, cel care trimite în fața porții, dar fără succes. Țânțaru îndepărtează pericol acum, ce acțiune frumoasă a lui Țânțaru, un foul periculos. Îi predau legătura colegului meu, Alexandru Istrat. Echipa din Moreni are 95 de ani vechime, este înființată în anul 1922, are peste 25 de prezențe în Liga a doua, a avut o perioadă când a evoluat și în primul eșalon al fotbalului românesc, dar și în Cupa UEFA, care s-a transformat și acum este activează sub denumirea de Europa League. Atunci morenarii au jucat cu FC Porto, care câștigase cu un an mai înainte Cupa Campionilor Europeni, actuala Champions League. Să revenim la partida de pe stadionul Flacăra dintre echipa locală Flacăra și Concordia 2 Chiajna. Ilfovenii au avut o ocazie
acum un minut, când o șarjă ofensivă pe banda dreaptă făcută de Codruț Angel nu a fost finalizată de nimeni. Acesta a centrat în gura porții, dar Ciobanu și Rogoveanu au fost departe de balon și fundașii lupilor galbeni au îndepărtat pericolul. Iată o fază periculoasă la poarta echipei din Chiajna, însă jucătorul poarta apărată de Alexandru Costache. Aștept de la echipa din Moreni mai multe lateral, Mocanu pe dreapta și Cernea pe stânga. Acum morenarii beneficiază de o lovitură liberă directă de la circa 35 de metri de poarta lui Alexandru Costache, lovitură executată de Lari Plăcintă, a șutat în recuperează Alb Verzi, un atac periculos, Cristian Ciobanu a fost faultat de către Ciobanu de către capitanul morenarilor, Lari Plăcintă, care suntem în minutul 13, Flacăra Moreni este la egalitate 0-0 cu Concordia Chiajna, într-un meci contând pentru runda cu numărul 4 din Liga a 3-a, Seria a 3-a. Este o lovitură liberă directă pentru oaspeți, o va executa Dumitru Rogoveanu. Morenarii au făcut un zid din 3 jucători. Aglomerație la marginea careului mare, se așteaptă fluierul lui Ionuț Constantinescu. Rogoveanu la a doua bară, acolo a venit în viteză, dar nu l-a ascultat mingea. Novacek, aruncare de la margine pentru Ilfoveni. Spuneam că așteptam mai multe de la cei doi fundași lateral, dar și de la Alin Neguț și cu Alberto Roșugă. Iată-l pe Roșugă, a intrat în suprafață de pedeapsă, a șutat în blocaj. Au recuperat morenarii, Mihai Plăcintă, Dragoș Cernea. Pasează bine băieții lui Gabi Paraschiv, dar încă nu au periclitat poarta lui Alexandru Costache. Echipa din Chiajna este adepta unui joc beton în apărare și pe contraatacuri rapide către Cristian Ciobanu și Codruț Angel. Am intrat în minutul 14, aici la Moreni, Flacăra și Concordia 2 Chiajna sunt la egalitate 2-2. Pentru alte amănunte despre această partidă, ofer microfonul, îl pasez lui Costin Mihai. Bună ziua, vă spun și eu de aici, de pe stadionul din Moreni, este 0-0 după un sfert de oră între Flacăra și Concordia Chiajna 2. Nu a fost ocazii foarte mari, au fost câteva faze de poartă, în special în careul morenarilor. Flacăra era ușor dominare, de fapt pe cealaltă parte, mai veninoși jucătorii lui Mugur Cornățeanu. Am observat în echipa celor de la Flacăra 3 foi jucători ai celor de la Minasa, mă refer aici la Dragoș Cernea, Alberto Roșciugă și Alin Neguț Țânțaru, autorul unui gol fabulos cu FC Aminasa. Am văzut această echipă satelită a Concordiei Chiajna într-un meci jucat și câștigat la Aminasa cu 2-0.
că unii au și câteva prezențe în Liga 1 a fotbalului românesc, pentru că echipa mare a Concordiei Chiajna, meci început destul de atat, dovadă că se joacă fără menajament, dovadă că avem deja trei avertizmente până la acest minut 17. Dragoș Cernea, Pinofte, joacă la mine după un duș rece, pe Ilie Oană, Cupa României, Cupa Troiei Ploiești, a fost 3-0 pentru Vezari, în condițiile în care au evoluat în inferioritate numerică aproape o oră. Petrol a câștigat în 10 oameni 3-0 destul de clar cu Flacăra Mărin. Era mai mare așteptările de la Flacăra, cel puțin la, în acea situație. Flacăra în campionat are două victorii, ambele pe teren propriu. Ambele obținute în fața unor echipe din Bovițele, 3-2 cu Fecea Minasul, pierdere spectaculoasă, 2-1 cu Urban Titul, dar și un eșec la lupta cu CS Tânăr, 0-1. Flacăra este singura echipă din Bovițeană care a câștigat puncte până acum în Liga 3-a. Titul și Aminosa nu au reușit rezultate pozitive și au cel puțin remize pe 3 etape. Marius Sene execută bine genul acesta de fază, însă el este doar pe banca de rezervă. Ceacă responsabilitatea îi revine lui Lari Plăcintă, nici la Goscernă nu trebuie că rău din asemenea poziție. Iată deja o primă schimbare în cadrul distanțelor din cele 18. Ovidiu Marin este înlocuit cu Radu Șerban. Ovidiu Marin este fotbalistul care a marcat 7 goluri în urmă cu 2 sezoane într-un meci în Copia Chiajna de Urban Titul, 17-0. Șut, apără bine Alex Costache. Alex Costache are un fizic frumos și doar 18 ani. Acum un prim șut sănătos al celor de la Flacăra. Aproape de a deschide scorul Lari Plăcintă în ultimul 19 al acestei partide. Primită din corner direct în plasa laterală. Același Lari Plăcintă. Este un nou meci viu pentru nivelul Ligii a treia, cu două echipe frumoase, Flacăra Mărin și Chiajna 2, ambele cu 6 puncte după 3 runde. Se complică ușor cu noastră acolo. Obține un foul. Eugen Matei se pregătește să repună mingea.
am avut o primă ocazie foarte mare din piciorul lui Larry Placinto, un bun executant al fazelor fixe, un câștig important pentru trupa lui Gabi Paraschiv, care poate da lovitura în mod neașteptat din genul acesta de faze. Combină bine acum echipa din Chiajna, dar Mihai Plăcintă intervine foarte bine, încearcă să deschidă jocul către Roșciugă, dar mingea a fost recuperată acum. Parghel, Roșciugă, să vedem aici, centrare, respinsă greșit de defensiva Mornarilor, Larry Plăcintă nu poate să stăpânească mingea și Chiajna încearcă să plece pe contraatac. Țânțaru l-a oprit foarte bine acolo pe nou intratul Șerban Radu. Ghidurea la balon acum. Novacek. Neguț aproape să recupereze mingea acolo. Ciortan acum la balon. Ghidurea. Iată-l pe Parghel, aproape să recupereze mingea de la Ghidurea, cel care s-a descurcat însă foarte bine, a trimis către Ghiță, cel care deschide bine jocul în partea stângă. Chiajna încearcă să construiască un atac periculos, dar mingea iese în aut și Cernea va repune de la margine. O pauză de hidratare oferită de arbitrul Ionuț Constantinescu. Predau legătura domnului Alexandru Istrate pentru alte amănunte legate de această partidă. Am intrat în minutul 23, la Moreni, Flacăra este la egalitate cu Concordia 2 Chiajna, scor 0-0. Am notat câte o ocazie la cele două porți. Mai întâi a fost ocazia vizitatorilor în minutul 10, când Angel a centrat în gura porții, dar nu a venit nimeni la întâlnirea cu balonul. Și în minutul 20, când Larry Plăcintă, de la circa 25 de metri, a șutat din lovitură liberă directă, foarte periculos, însă portarul Alexandru Costache s-a întins și a îndepărtat pericolul. Flacăra Moreni are o echipă nouă, pentru că în intersezon au plecat mai mulți jucători. Alcasandre este acum la Chindia Târgoviște, Adrian Pârvu nu s-a mai prezentat la echipă, la fel ca și Halcu, Nedelcu și Rogojină. Edi Guță s-a dus să lucreze pe un vas de croazieră, iar Andrei Iliescu și Iulian Tronaru joacă în Liga 4 la Olimpici Ulm. La Lupii Galbeni au venit în vară mai mulți jucători: Oprea de la Gloria Corneș prin Urban Titu, Parghel de la Chindia Târgoviște, Eugen Matei de la Urban Titu, Țânțaru de la CS Păulești Liga 4 Prahova, Manea de la Unirea Colibaș, Curchi Luceafărul Dărmănești, Stanciu de la Juniori, el a fost la centrul de excelență de la Buzău al Federației Române de Fotbal, Cernea și Alin Neguz de la Fecea Ninoasa, Roșugă Alberto tot de la Fecea Ninoasa. Gabriel Paraschiv a trimis în teren o garnitură care se bazează pe o apărare strânsă cu marcaje om la om, cu Matei și Putin. Lovitură de la colț în favoarea echipei din Chiajna. Alin Neguț a faultat și a văzut galben în fața ochilor. De la echipa de pe malurile Cricovului Dulce la Ofiu Plăcintă, jucătorul cu numărul 8 Ovidiu Marin a fost și el avertizat de către centralul acestei partide Ion Constantinescu din Galați. Lovitură liberă directă pentru vers. Echipa ilfoveană beneficiază de o lovitură de pe banda stângă în sensul de atac.
al Concordiei, zi din doi jucători aflați la 9,15 metri, aglomerație la marginea careului mare, centrare, respinge acolo Matei, apoi Mihai Plăcintă, este talpă, lovitură liberă indirectă pentru Lupi Galben din Moreni. În perioada precompetițională, echipa dintre Sundei a disputat mai multe meciuri amicale, 5-2 cu CS Cornu, 3-1 cu Teleajenul Vălen de Munte, 6-1 cu CS Păulești, 0-1 cu Astra 2 Giurgiu, 5-1 cu Unirea Bucșan și 0-2 cu Farul Constanța. Spuneam că ar trebui ca cei doi fundași laterali, Mocanu de pe banda dreaptă și Cernea de pe cea stângă, să urce alternativ în atac și să termine fazele ori cu centrări, ori cu șuturi la poartă, ori cu pase, dar aștepta mai mult și de la Roșciugă să se bage în combinații, să paseze, să centreze, să șuteze, să creeze presiune și panică printre fundașii centralii ai echipei din Ilfov, Ghidurea și Novacek. Echipa din Chiajna stă foarte bine în teren, se apără câinește, au o apărare ilfovenii îngrijită, compactă, cu marcaje strânse la cele două vârfuri, Alin Neguț și Alberto Roșciugă, primul mai împins, celălalt ceva mai retras. Nu este suficient susținut Neguț de către Parghel și Țânțaru, jucătorii de buzunar din garnitura trimisă în câmpul de joc de Gabriel Paraschiv. Minutul 29, Flacăra Concordia 2 Chiajna 0-0, moment prielnic pentru a oferi microfonul lui Costinel Neagu. Așadar, minutul 29 aici la Moreni, Flacăra Moreni, Flacăra Moreni este la egalitate cu Concordia 2 Chiajna. Flacăra a fost foarte aproape să marcheze în minutul 22, când în Lari Plăcintă a ratat o bună oportunitate de joc pentru echipa morenară. Deci este frumos, plăcut ochiului, place spectatorilor prezenți la partidă. Flacăra Moreni deține inițiativa, se atacă mai mult, dar Concordia Chiajna este o echipă periculoasă, o echipă care nu trebuie subestimată. După cum spuneam mai devreme, echipa din Chiajna s-a impus la Arinasa cu 2-0, după un joc în care Arinasa nu merita să piardă. Atât am adus vorba de Arinasa, să spunem că echipa lui Cristi Bălașa este lanterna roșie a Ligii a 3-a, din seria a 3-a, pare incredibil, dar este adevărat. Arinasa va juca mâine cu FCM Alexandria, echipa lui Romica Ciobanu fiind, să-i spunem, la egalitate de puncte cu liderul, 3 meciuri, 3 victorii, un meci foarte dificil pentru echipa din Arinasa. Iată acum o fază periculoasă pentru echipa oaspete, numărul 11 Ciobanu. Acesta este întâmpinat de Lari Plăcintă. Mocanu este acolo și stătunează. Iată o centrare acum pentru numărul 17, Angel. Dacă tot am adus în discuție numele Angel, să spunem că acesta este în anturajul primei echipe. Angel și Novacek, un jucător care au trecut și pe la Liga 1. Vasile Miliuță, sunt în vederea lui Vasile Miliuță. Ne aflăm minutul 31 al partidei, aici la Moreni, 0-0. Iată acum un corner pentru vizitator, numărul 14, Rogoveanu. Acesta trimite până în careu, dar mingea nu este jucată niciun coechipier de la Concordia Chiajna. Flacăra Moreni a fost învinsă, după cum spuneam, la Moreni în Cupa României cu 3-0, deși a avut un om în plus, mai bine de o repriză, echipa lui Gabi Paraschiv a fost învinsă. De
altfel echipa Morenară va juca din nou în campionat cu Lupii Ploieșteni, tot la Moreni, o dublă în decurs de mai puțin de 10 zile. Iată o fază periculoasă acum pentru Flacăra, șutează țintar, dar mingea este respinsă fără probleme de apărarea de la Chiajna. Minutul 32 aici la Moreni, Flacăra se află la egalitate cu Concordia Chiajna 0-0. Morenari insistă pe faza ofensivă, încearcă să găsească o preșă în apărarea din Chiajna. Atacăm o centrare nereușită. Mingea s-a vrut spre Neguț, dar acesta nu s-a întâlnit cu balonul. Timofte acum respinge foarte bine până la răcintă. Mingea este acum la portarul vizitatorilor Costache. Tot astăzi Urban Titu dispută și ea un joc acasă. Urban Titu de asemenea are un sezon, debut de sezon foarte slab, 3 meciuri, 3 înfrângeri. Etapa trecută a fost învinsă chiar aici la Moret cu 2-1 după un meci în care Flacăra a dominat și Urban era a fost aproape de o surpriză să ajungă un punct, chiar dacă nemeritat. La un moment dat scorul a fost 1-1 după o gafă a lui Curchi. Iată acum un șut de la distanță a lui Cerna, aplaudat la scenă deschisă de spectatorii de la Moreni. Flacăra Moreni începe să pună presiune pe apărarea de la Concordia Chiajna. Scorul este 0-0. Avem acum o reluare oferită de regizorul acestei transmisii, Ionuț Năstase. Ne aflăm în minutul 33 al partidei, Flacăra Moreni, Concordia 2, Chiajna 0-0. Echipa din Chiajna în atac, prin vârful Ciobanu a fost faultat la 30-35 de metri de poarta lui Sârbu. De puține ori, cele două combatante au pătruns în careul mare. Cei 22 de jucători ar trebui să știe că un meci se câștigă în careul mare, dar acolo se și pierde. Din nou, Angel în atac, a centrat la a doua bară, Mocanu către Parghel, acesta a recepționat balonul în cercul de la jumătatea terenului, Cernea, Mihai Plăcintă, fără realizări. În continuare este un joc tern, fără faze de poartă, cu multe pase greșite, cu prelori prea largi, cu schimbări defectuoase de direcții. Nu am consemnat nicio fază mai acătării la cele două porți, apărate de Mădălin Sârbu și Alexandru Costache. Flacăra în atac, o centrare, însă a fost, este un corner, cel care a trimis balonul în corner este jucătorul cu numărul 22, Ionel Ciortan. Este 4-3 raportul loviturilor de la colțul terenului, ca de obicei execută loviturile de colț capitanul echipei, Lari Plăcintă. În afară de Timofte, Flacăra Moren nu are jucători de talie, mulți dintre ei sunt mititei, exemplu Țânțaru și Parghel, care sunt sub 1,70 m. Surprinde faptul că în distribuția echipei din Moreni, în primul 11 nu este Alexandru Negrea, un jucător rapid, un jucător de construcție, care prin pătrunderile sale poate îngenunchea orice defensivă. Mocanu întoarce jocul către fundașul central, Timofte. Așteaptă și primește Eugen Matei. O diagonală spre Țânțar, dar este o tâmpenie să abuzezi de pase lungi când fundașul
fundașii centrali adversi sunt toți peste 1,85 m, iar, așa cum am spus, Țâlțar și Parghel au sub 1,70 m. Dacă va veni golul, va veni dintr-o acțiune colectivă la firul ierbii, care să dezechilibreze pe fundașii adversi foarte înalți, așa cum am spus, Ghidurea, Georgescu sau Cristian Novacek. Degajare Alexandru Costache, Matei a respins până la Cernea, Roșugă, Neguț, Lari Plăcintă, așteaptă în banda dreaptă, Mocanu primește, nu vine nimeni la schimb, aceeași strategie păguboasă, cu mingi înalte aruncate la bătaie către un Neguț care este singur printre dușmani. Faul la mijlocul terenului. Suntem în minutul 37, Flacăra Moreni și Concordia 2 Chiajna la egalitate 0-0. Jocul este fără nervi, fără goluri și fără spectacol. Pasez microfonul lui Cosmin Sava pentru alte amănunte de la această partidă. Minutul 38 aici pe stadionul Flacăra din Moreni. O nouă încercare de atac a morenarilor. Iată pe Parghel acolo care se luptă cu Georgescu. Parghel a încercat un călcâi, interceptat însă de Cioran. Georgescu trimite la Ghiță, cel care urcă bine cu mingea la picior. Am văzut că stăpânește bine mingea, din nou Ciortan. Georgescu acum o construcție lentă a elevilor lui Mogur Cornățeanu, Ghidurea, capitanul echipei. Iată-l acum pe Săftescu, din nou Ghidurea până la portarul Costache. Un joc destul de echilibrat, un joc destul de interesant și de plăcut ochiului, chiar dacă fazele mari de poartă au fost într-un număr destul de redus. Iată-l pe Codruț Anghel acum, îl găsește pe Săftescu, nu îl găsește, ce ne interceptează bine. Mingea ajunge din nou la Codruț Anghel, centrare Bucuncareu, respinsă de capitanul Lari Plăcintă. Parghel pierde însă, mingea este la Rogoveanu, trimite către Radu Șerban, banda stângă, Ciortan acum, din nou Radu Șerban, o construcție destul de lentă, au nevoie de o zvâcnire elevii lui Cornățeanu ca să poată să producă pericol în defensiva morenară. Timofte și Matei au stat destul de bine până acum în axul central. Iată o lovitură liberă destul de periculoasă din marginea careului. Timofte l-a faultat pe Rogoveanu și a oferit șansa echipei oaspete să pună pericol la poarta lui Mădălin Sârbu, un portar tânăr, un portar de perspectivă care încearcă să-l facă uita pe Andrei Halcu, portarul titular din sezonul trecut al Flacărei Moreni, portar care avea evoluții apreciate, evoluții bune, evoluții remarcabile, dar care totuși a ales să se lase de fotbal și să se bazeze pe studiile universitare. Să vedem această acțiune foarte periculoasă. Arbitrul Ionuț Constantinescu se asigură că totul este în regulă cu zidul format de 3 jucători morenari. Execută acum, dar Eugen Matei respinge cu capul, este corner, al patrulea corner pentru Chiajna 2. Este egalitate în acest moment la numărul de cornere, va executa Rogoveanu, cel care în etapa cu numărul 2 a marcat 2 goluri celor de la Minoasta și a stabilit scorul final. Un jucător interesant, care s-a făcut util echipei sale și în sezonul trecut. Iată, morenarii pornesc pe atac, dar Parghel nu reușește, este faultat însă de Codruț Anghel, lovitură liberă pentru Flacăra. Am intrat în minutul 41, mai este foarte puțin până la sfârșitul primei reprize. Dacă nu se întâmplă ceva excepțional, jocul curge către un rezultat de egalitate la pauză. Cele două echipe
par oarecum mulțumite de acest rezultat, nu și asumă riscuri inutile, nu vor să greșească și să le dea șansa adversarilor să profite de acest lucru. Ne apropiem de pauza acestui meci, este 0-0 între Flacăra și Concordia, chiar mai avem minutul 42. A fost o perioadă ceva mai liniștită a meciului, fără ocazii importante. Iată și căldura își pune amprenta pe calitatea jocului. Se simt aproximativ 1000 de spectatori prezenți la această partidă de Liga a treia. În acest moment, Aticul Urban este condusă cu 3-0 de Astra Giurgiu 2. Fără probleme această centrală pentru portarul Alex Costache. Dragoș Cernea a centrat de acolo. Cernea a trecut în flancul drept. Lipsește echipei din Lorin acel vârf clasic care era Andrei Iescu, se simte lipsa lui. Liniuț, șut frumos, pare gol. Este 1-0 pentru Chiajna 2. Drogoveanu a marcat din acea poziție, cam ușor s-a primit acest gol și portarul sârbu nu a avut reacția care ar fi trebuit și Chiajna 2 conduce, nu știu dacă merita, dar conduce cu Flacăra Arena. Așa s-a întâmplat și în depra seara de la Arinoasa, când Arinoasa a ratat, Chiajna a marcat. Iată din ce a ieșit golul. Foarte ușor primește goluri echipa din Lorena. Am observat acest lucru și în partida de cupă cu Petrolul și atunci s-a întâmplat la fel. Gol primit pe finalul primei reprize și superioritate numerică pe Lorena. Să sperăm într-o reacție de orgoliu a celor de la Flacăra și nu este gol. Foarte aproape de egalare, Alin Neguț pe centrala lui Neguț Parghel. Este cea mai mare ocazie a celor de la Flacăra de până acum. Uriașă ocazie a lui Tabarcea Neguț. A reușit să respingă portarul Costache. Angel acum în flancul drept, talonat de Matei. Pleacă centrarea în cele din urmă. Respinge unul dintre jucătorii Morenal. Parghel, Țințaru, deposedat de Novacek. Se joacă frumos în aceste momente. Șutul lui Angel, boară transversală, ce execuție a avut Codruț Angel, norocos de data aceasta, portarul sârbu de la Flacăra Moreni. Foarte frumoase aceste ultime 5 minute pe stadionul Flacăra. A văzut un gol frumos, a văzut o ocazie uriașă a lui Alin Neguț, dar și un șut superb primit de Codruț Angel în transversală. Iată, foarte buni șutătorii ilfoveni. A trecut deja un minut din prelungirile primei reprize. O repriză una peste alta frumoasă, care se încheie însă cu avantajul formației vizitatoare,
1-0 după reușita lui Rogoveanu. Revenind pe o scurtă pauză. We'll be right back.
2, 2. Am revenit pe stadionul din Moreni, Flacăra Moreni este condusă acasă de Concordia 2 Chiajna cu 1-0. De minute, de secunde, secunde se așteaptă fluierul arbitrului de centru al acestei partide să vă aduce la cunoștință și două rezultate la pauză. Procurorul Ploiești conduce cu 1-0 la Turnari, iar Urban Titu este condusă acasă cu 3-0 de Astra 2 Ploiești. Așadar, Urban Titu, mai mult ca sigur, va înregistra o nouă înfrângere în campionat, a patra consecutivă. Iată acum două schimbări la Flacăra Moreni, dacă văd eu bine. Spectatorii din Moreni sunt destul de nemulțumiți după prima repriză, s-au auzit destule vociferă la adresa jucătorilor din Moreni. 0-1, după înfrângerea de la Ploiești, să sperăm că nu va fi o nouă înfrângere și în etapa a patra a Ligii a treia. Iată acum fluier de start al reprizei secunde, Flacăra Moreni va ataca cu toate liniile, trebuie să atace. Dar Negrea și Oprea au intrat pe teren, Gabi Paraschiv vrea să impulsioneze atacul, nu se împacă cu înfrângerea. Iată acum pe Oprea, fostul jucător al Gloriei Cornești, arbitrul lasă avantaj, avantajul nu se concretizează. Iată acum echipa din Chiajna în atac, numărul 17 Angel, autorul golului pentru echipa vizitatoare, jucător trecut și pe la prima echipă în Liga 1. O primă repriză destul de bună pentru Flacăra, cel puțin în prima parte, până minutul 30, dar finalul a fost mai slab. Oaspeții au marcat în minutul 43 prin Legoveanu. Un minut mai târziu, Neguță a avut ocazie mare de egalare, a ratat din 6 metri, dar din păcate pentru noi scorul este 0-1 în acest moment. Flacăra va ataca furibund, credem noi. Meciul nu este jucat nici pe departe, iată acum un fault acordat de centralul acestei partide, Ionuț Constantinescu. Ne aflăm în minutul 47 al partidei, Flacăra Moreni este condusă acasă de Concordia 2 Chiajna cu 1-0. O ocazie mare pentru Flacăra în primul mitan. Larry Plăcintă, o lovitură liberă foarte periculoasă în minutul 22, care nu și-a găsit finalitatea. Poate ar fi fost scorul acestei partide dacă Larry Plăcintă marca la jumătatea primei reprize. Iată acum pe Țințar. Țințar încearcă o acțiune ofensivă. Acesta este faultat de un jucător de la Chiajna. În cele de urmă, arbitru central revine și acordă fault. Câteva sute de spectatori asistă la o partidă frumoasă, chiar dacă scorul este 1-0 pentru vizitatori. Va executa această lovitură liberă Dragoș Cernea, venit de la FC Alinoasa. Cernică vine cu o accidentare destul de serioasă, care l-a ținut câteva săptămâni bune. Iată acum o centrare pentru Oprea și va fi corner. Arbitrul acordă corner. Spre nemulțumirea jucătorilor de la Chiajna, va executa cornerul jucătorul cu numărul 11, Albert Roșugă, fost și la Chindia Târgoviște, venit de la FC Alinoasa. Un jucător de la Flacăra se află în careul advers, centrare pe colțul scurt, dar mingea este respinsă de jucătorii de la Concordia 2 Chiajna. A fost acum un fault în atac acordat de centralul acestei partide, Ionuț Constantinescu. Minutul 49 al partidei, Concordia stă bine în teren, o echipă periculoasă, o echipă care a câștigat și acum în două etape la Alinoasa.
Mario Palacios a avertizat de altfel înaintea începerea acestui joc. Ne așteaptă un joc foarte greu, foarte dificil și din păcate a avut dreptate. Iată acum o pasă spre Roșiugă, dar Negus nu se înțelege cu fostul său coechipier de la Numasa. Ne aflăm în minutul 49 al partidei, Flacăra Moreni, Concordia 2, Chiajna, 0-1. Suntem în minutul 50, Flacăra Moreni este condusă cu 1-0 pe teren propriu de către Concordia 2, Chiajna. Gabriel Paraschiva a făcut și două schimbări la pauză, nu știu dacă vor avea eficiență. L-a schimbat pe Gabriel Timofte cu Oprea și pe Laurențiu Plăcintă cu Alexandru Negrea. În prima repriză am consemnat o ocazie a lui Angel la poarta lui Sârbu, o lovitură liberă apărată cu greu de către Costache, golul lui Rogoveanu din minutul 44. În minutul 45, Neguț a irosit oportunitatea de a egala, iar în minutul de prelungiri, Angel a luat la țintă bara porții lui Mădălin Sârbu. Putem spune că zeița Fortuna l-a mângâiat pe creștet pe golkeeperul echipei din Moreni, Mădălin Sârbu. Așteptăm în această a doua repriză o evoluție mai viguroasă, mai energică a lupilor galbeni din Moreni. Așteptăm mai mult de la Roșugă, de la atacantul Alin Neguț, de la Alexandru Negrea. Sperăm că Mocanu va face norma dublă, la fel ca și Dragoș Cernea, adică atac apărare. Acum morenarii vor beneficia de o lovitură liberă de la circa 20 de metri de poarta lui Alexandru Costache. Centralul acestei partide, Ionuț Constantinescu din Galații, a pus zidul la 9 metri. Lovitura liberă va fi executată de Mihai Plăcintă, care a luat banderola de capitan de echipă de la vârful său, Laurențiu. O centrare înaltă în mijlocul terenului, a fost o respingere și un șut al lui Alexandru Negrea, moale, contraatac al ilfovenilor, Angel, urmărit de Țânțaru, Angel, faul Țânțaru la 35 de metri de poarta lui Sârbu. Putem spune că echipa lui Mugur Corlățeanu, cel care a format acea echipă la Dinamo București de junior, care a ieșit campioană națională, a învins în finală pe Viitorul Constanța, se bazează pe o defensivă masivă, o defensivă bine așezată, pe un mijloc laborios și pe un contraatac ucigător prin Ciobanu și prin Angel. Echipa din Moreni trebuie să paseze mai mult, să urce cu fundașii lateral pe Benz și de acolo să inunde careul din fața lui Costache cu centrări sau cu combinații care să pună pe picior greșit pe Ghidurea, Georgescu și Ciortan. Fault Mihai Plăcintă la 30 de metri. Cel faultat a fost autorul golului, Dumitru Rogoveanu. Suntem în minutul 53, Concordia 2, Chiajna conduce cu 1-0 pe Flacăra Moreni. Autorul golului, Dumitru Rogoveanu, minutul 44, Angel a fost surprins în poziție de offside, posibilitate de a oferi microfonul lui Cosmin Sava. Oprea repune, încearcă să-l găsească pe Neguț cu o minge lungă. Neguț este victimă, sigur, în fața apărării Chiajnei.
nu a reușit să creeze nicio fază importantă, a avut doar acea deviere la centrarea lui Vladu Spargel în finalul primei reprize, fără prea mari realizări. Echipa Morenar, atacantul Alin Neguț, a fost lăsat singur să se lupte cu Georgescu și cu Ghidurea. Nu a reușit să facă mare lucru, cum spuneam și mai devreme. Avertizam o prima repriză că Rogoveanu este un jucător foarte bun, s-a văzut și la reușita lui. Un șut frumos din afară care lui bară gol. Mădălin Sârbu n-a avut nicio șansă la acea execuție. Să revenim la ce se întâmplă acum pe teren. Vladu Spargel încearcă să respingă. Mihai Plăcintă este faultat de Rogoveanu. Minutul 54 aici pe stadionul Flacăra din Morin. Gabi Paraschiva a făcut două modificări la pauză. Momentan acestea nu au dat succes. Negre a încercat să profite de viteza foarte bună pe care ar să producă pericol la poarta lui Costache, fără succes încă, însă vedem acum pe Roșu să lupte cu Săftescu, dar Săftescu rezistă, a încercat să îndepărteze pericolul, dar mingea a fost recuperată rapid de elevii lui Gabi Paraschiv. Spargel găsește bine pe Tunțaru, cel care are dificultăți în a pune stăpânire pe minge. Se luptă acum, dar pierde, iar mingea va fi repusă de la margine de satelitul Concordiei. Morenarii trebuie să schimbe ceva rapid în joc, pentru că altfel timpul va trece și lucrurile se vor înrăutăți și mai mult. Agitația va pune stăpânire pe comportamentul fotbaliștilor morenari, iar acest lucru nu este de bun augur. Chiajna pornește din apărare cu mingea la picior, un lucru plăcut, spre deosebire de morenari care au abuzat de mingile lungi. Fotbaliștii lui Mugur Cornățeanu au încercat de fiecare dată să combine pe jos, să combine frumos, să ghidoneze bine mingea. Vedem și acum un joc foarte bun de pase. Codruț Anghel primește o diagonală bună, dar preluarea nu este cea mai bună și mingea părăsește terenul de joc. Mocanu repune acum de la margine. Să vedem, nu sunt soluții. Mocanu este nevoit să repună încă o dată mingea, pentru că s-a depărtat foarte mult de locul unde s-a produs autul. Mocanu caută pe Țânțaru, cel care deviază pe spate pentru Neguț. Și de această dată Neguț a pierdut în fața lui Georgescu. Mingea vine cu noroc la Alberto Roșciugă, cel care încearcă să-l găsească pe Ali Neguț cu o minge între apărătorii fundașii Chiajnii, fără succes însă și de această dată. Vedem un jucător al Chiajnei acuză probleme musculare. Rogoveanu este, dacă nu mă înșel, întins pe gazon. Prilej pentru a oferi microfonul colegului meu, Costin Mihai. 57 este minutul la Moren, rămâne 1-0 pentru Chiajna 2 după golul lui Rogoveanu din finalul primei reprize. Așteptăm o reacție de orgoliu din partea gazdelor. În schimb, am urmărit formația din Chiajna și la deplasarea de la Arinasa. Este o echipă vicleană, destul de matură, în ciuda tinereții jucătorilor. Speculantă, care lovește și apoi se apără grupat, organizat. Să sperăm că Flacăra va reuși să desfacă acest joc defensiv destul de solid al formației din Ilfov. Chiajna 2 a pierdut în prima etapă, după care a urmat victorii. Gabi Paraschiv se pregătește să-l arunce în luptă pe Marius Iene. Arma secretă a morenarilor, Marius Iene. Jucătorul care intră pe finalele de meci pentru a aduce acel plus în joc.
bugetul echipei, ajutat și de experiența acumulată la nivelul primelor ligi din fotbalul românesc, Marius Iene, așa cum am anticipat, va fi introdus în locul lui Alberto Rosciugă. Nici astăzi nu a impresionat jucătorul venit de la Linasa. Întărește atacul, practic, Gabi Paraschiva, Marius Iene. Și a imediat locul în avanposturi alături de Alin Neguț. Și deja are un prim contact cu balonul. Marius Iene e clar căutat de echipieri care simt experiența, iată. Imediat pătrunde în joc, se simte controla lui Marius Iene. Nu are timp să ajungă întotdeauna la antrenamente, e normal ca randamentul său fizic să nu fie la standardele dorite de Gabi Paraschiv pentru a putea utiliza pe Iene în durata unui meci întreg. Angel, feblețea tribunelor cu ghilimele de rigoare. Are un duel permanent cu tribunele, acest jucător cu numărul 17 de la Chiajna 2. Încă de la începutul meciului a intrat în coordonatorul spectatorilor Morenar. L-a remarcat în tribune și pe venerabilul Mihai Stănescu. Un nume important aici în Moreni. Care transmite mesaje de susținere întâlnitul lui Gabi Paraschiv. O centrare respinsă de Matei. Lică Iene, foarte frumos îl vede pe Alin Neguț, sunt fazele care îi plac lui Tabarcea Neguț, Neguț trece doar pentru un moment de ghidură, însă faza se domolește. Angel, Rogoveanu, Georgescu, frumos de posibilitatea Dragoș Cerna. Dragoș Cerna cu evoluție bună, în opinia mea, astăzi. Este un jucător cu potențial. Dragoș Cerna. Simte deja intrarea lui Marius Iene, a citit bine Gabi Paraschiv această mutare. Să sperăm că vom vedea și goluri în poarta lui Alex Costache. Iene, frumos, până aici doar o ușoară presiune morenară în acest interval de joc. Îl trădează preluarea pe Nicu Țințaru. Minutul 63 deja la acestei partide, rămâne 1-0 pentru vizitator. Minutul 63 aici la Moreni, flacăra Moreni este condusă în continuare de Concordia 2, Chiajna cu 1-0. A intrat talismanul norocos la flacăra, dacă putem spune așa. Iată un șut periculos acum al jucătorului cu numărul 11 de la Concordia 2 Chiajna, Cristian Ciopanu, dar mingea a trecut peste poartă, a fost deviată și va fi revertită de cord pentru Chiajna. După cum spuneam, a intrat pe teren N,
la Flacăra Morene, un jucător cu mare experiență la acest nivel. Jucătorul a fost la filia Târgoviște și a fost golgheter al Ligii a doua acum câteva sezoane. Să vedem cum se va descurca Flacăra Morene la această fază, o fază fixă. Bate scurt jucătorii de la Concordia Chiajna, dar mingea este recuperată între timp tot de cei de la Chiajna. Pasă pentru Ene. Acesta încearcă o diagonală către Țințar. Mingea intră în careu, șut! Mingea se duce în afara treiului de joc și mingea a fi repusă din careu mic. Nu cred că se putea acorda lovitură de pedeapsă. A fost un contact. Iată o nouă schimbare la Flacăra Moreni. Dragoș Cernea iese pe teren și intre Palamariu. Dragoș Cernea zic că se și resimte după o accidentare mai veche. Probabil că Gabi Părascu nu a vrut să riște. Flacăra încă nu găsește cheia apărării de la Chiajna. Chiajna care face o partidă mult mai bună decât la Arinoasa. Personal am văzut și partida de la Arinoasa cu dintre Oficia Ninoasa și Concordia 2 Chiajna. Ninoasa nu merita să pierdă atunci, a fost învinsă nemeritată, cel puțin rezultatul de egalitate ar fi fost mai echitabil. Iată acum o pasă pentru Neguț pe partea stângă, acesta se uite în careu, Ene și Țântar sunt acolo, centrare spre Ene, dar mingea este respinsă de jucătorii de la Chiajna. Iată Țântar, șut și reține portarul de la Chiajna, Costache. Să notăm o ocazie pentru Flacăra Moren în acest minut 66 al meciului. Încet, încet ne ducem către jumătatea de 30 de secunde și Flacăra Moren încă este condusă aici la Moreni. Flacăra începe să pună presiune pe apărarea de la Chiajna. Spectatorii din Moreni încearcă să impulsioneze atacurile jucătorilor din Moreni. Asta acum o pasă greșită a lui Ene. Mingea este recuperată de jucătorii de la Chiajna, Rogoveanu. Rogoveanu pasează cu echipier. Acesta încearcă să găsească o breșă. Se pare că mingea a ieșit într-adevăr în afara terenului de joc. Numărul 17, Angel, a pierdut mingea și mingea a ieșit în afara terenului de joc. Iată că jucătorii de la Chiajna nu renunță la luptă, se ia la luptă practic cu jucătorii de la Moreni, numărul 14, Rogoveanu, unul dintre cei mai activi jucători de la echipa din Chiajna. Iată-l acum pe Georgescu, acesta pasează cu numărul 6, Alin Ghidurea. Pasează cu legeritate jucătorii de la Concordia Chiajna. Scorul este favorabil, 1-0. Flacăra încă nu pune presiune așa cum ar vrea suporterii morenari. Iată-l acum pe Mocanu, îl dispute pentru minge cu numărul 17, Angel, de la Concordia Chiajna. Iată o nouă schimbare la Concordia 2 Chiajna. Va intra jucătorul cu numărul 4, dacă am văzut eu bine. Numărul 4, Robert Bolozan, va intra pe terenul de joc. Să vedem cine va ieși. Va ieși numărul... Deci pe granicul acestei partide, acestei meci pe Vinsăra, anunțit de schimbare, a ieșit Alin Ghidurea, capitanul echipei din Chiajna. Acesta a făcut o partidă destul de bună, probabil că se resimte după o accidentare mai veche. Este arbitrul de centru, a acordat o pauză pentru refacere. Minutul 68 aici la Moreni, timpul trece, dar Flacăra nu reușește să... egalitatea. Nu a fost o ocazie foarte mare pentru Flacăra, reușit ea acele ocazii din prima repriză pentru Lali, avută de Lali pe timpul minutul 22. Flacăra nu a pus presiune, cum se spune, pe apărarea de la Chiajna.
Flacăra se află în scădere de turație, părerea mea personală, poate de anul trecut Flacăra acasă nu avea probleme, în deplasare a adus puncte multe, destul de multe, un loc bun, foarte bun pentru Flacăra Moreni, prin sezon la nivelul Ligii a treia. Sezonul actual este mai slab, sigur au plecat 5-6 jucători, o jumătate de echipă. Au venit în schimb jucători care încă nu s-au integrat cum ar trebui în angrenajul echipei din Moreni. Iată-l acum pe numărul 20 la vizitatori, Marian Ghiță. Jucătorii din Chiajna pasează cu destulă lejeritate la centrul terenului, pasează mai mult și acest lucru convine. Iată acum o dispută la mijlocul terenului, se creează un mic meleu acolo. Mihai Plăcintă se ia la harță cu jucătorul cu numărul 14 de la vizitatori, Rogoveanu. Arbitrul de centru gestionează acest mic conflict. Destul de arțăguși jucătorii de la Concordia 2 Chiajna, deși nu sunt tineri, destul de tineri. Mulți jucători născuți în 99, 98 sau 97, dar nu se dau înapoi de la luptă, cum se spune. Jocul nu este trenează în aceste momente, convine jucătorilor de la Chiajna care conduc cu 1-0. Probabil că arbitrul de centru încearcă să stabilească, iată acum și un cartonaș galben, câte unul de fiecare parte. Într-un târziu, arbitrul central numărul 6 la Flacăra Moreni, Mihai Plăcintă a primit cartonaș galben și numărul 22, Ionel Ciortan, de la vizitatori. Jocul încă nu s-a reluat, s-au scurs aproape 2 minute de la acel meleu. Iată acum o pasă pentru Rogoveanu, mingea este respinsă de jucătorii de la Moreni, Alin Negoț se luptă acolo pe linia de centru, arbitrul acestei partide, arbitrul central acordă foul. Mingea încă nu este repusă în joc, jucătorii de la Moreni nu joacă așa cum ar trebui. Cred că au evoluat mai slab decât meciul cu Urban Titu din etapa de acum două etape de pe teren propriu. Atunci Urban Titu a fost învinsă cu 2-1 după un joc modest. Iată acum pe jucătorii de la Moreni în atac, Ene pasă pe dreapta pentru Alex Negrea. Acesta driblează un jucător de la Concordia 2 Chiajna și se acordă corner. Minutul 72 al partidei, Flacăra Moreni este condusă în continuare aici la Moreni de Concordia Chiajna, satelitul echipei din Chiajna de primă ligă. Ene se pregătește să execute lovitura de la colț. Acesta a fost decisiv în victoria cu Aninoasa, a avut o bară și a avut multe ocazii pentru Flacăra. Iată o centrare, dar mingea este trimisă în afara terenului de joc. Minutul 72 aici la Moreni, Flacăra Moreni, Concordia 2 Chiajna 0-1. Am asistat în această a doua repriză la un forcing al lupilor galbeni, însă atacurile echipei antrenate de Gabriel Paraschiv s-au spart undeva la 20 de metri de buturile lui Alexandru Costache, fiind suprimate în special de către Ghidurea, Georgescu și Ciortan. Eu zic că ar trebui mai multă voință, mai multă determinare din partea jucătorilor morenari. Îi trebuie Flacărei un playmaker care să ordoneze toate acțiunile de atac. Îi trebuie, iată un contraatac, Angel a intrat în suprafața de pedeapsă, a șutat prin fața porții, a fost acolo jucătorul cu numărul 14, Rogoveanu, care a venit târziu la întâlnirea cu balonul, care s-a dus în afara câmpului de joc. O nouă schimbare la echipa vizitatoare.
spuneam că trebuie echipe din Moreni mai multă tehnicitate, mai multă combativitate. Îi trebuie un atac care să pericliteze poarta lui Alexandru Costache. În această a doua repriză, morenarii au obținut decât două cornere și au fost aproape de egalare în minutul 67, când Sânțar a șutat periculos, dar portarul Costache a fost bine plasat și a reținut balonul. Nu înțeleg de ce se folosesc patru fundași, Mocanu, Matei, Oprea și Palamariu, când în distribuția echipei Concordia Chiajna este decât un singur vârf de atac. Ar trebui ca și Palamariu și Mocanu să avanseze spre atac ca să pericliteze în vreun fel defensiva echipei Concordia Chiajna. Suntem în minutul 75, Concordia conduce în continuare cu 1-0 prin reușita lui Rogoveanu din minutul 44. Din nou în ofensivă, oaspeții, a fost o combinație de rafinament acolo, de jucată de morenari, însă posesia aparține echipei din Chiajna. E o echipă bine așezată în câmpul de joc, o echipă echilibrată în compartimente, cu o apărare beton, cu un mijloc care a alergat și a făcut pressing permanent, cu niște fundași central soriți care l-au neutralizat complet pe Alin Neguț. Aștepta mai mult și din partea lui Marius Ene, care a fost introdus în a doua repriză, în minutul 59, însă acesta nu prea s-a întâlnit cu obiectul muncii. Am intrat în ultimul sfert de oră aici la Moreni. Chiajna continuă să conducă pe tabelă prin reușita lui Rogoveanu. Elevii lui Cornățeanu au rezistat destul de bine până în acest moment, au combinat frumos, au demonstrat că o echipă frumoasă, o echipă tânără, de altfel cel mai mare jucător este născut în anul 1994, un lucru remarcabil, faptul că Concordia folosește jucători tineri, jucătorii care vedem că au calitate, vedem pe Angel cu o calitate foarte bună, Rogoveanu, Ghidurea, un fundaș foarte bun, care a stat foarte bine în teren, făcând pereche bună cu Georgescu. Iată, acum Chiajna pasează nestingherită, morenarii sunt în criză de idei. O vedem aici pe Oprea, nu, l-a faultat pe Rogoveanu, lovitură liberă periculoasă. Ciudată decizia arbitrului Ionuț Constantinescu. Mie mi s-a părut că a fost invers, trebuia să fie fault un atac. Să vedem cine va executa. O față importantă, dacă Chiajna ar reuși să marcheze acum, meciul ar fi jucat în mare proporție. Și așa este destul de greu formațiile lui Gabi Paraschiv să revină pe tabelă. Vedem că au probleme în exprimarea în joc. Se simte faptul că au plecat 5 jucători importanți din sezonul trecut, Iliescu, Acasandri, Eduard Guță, Adrian Pârvu, portarul Halcu, se simte acest lucru și își pune amprenta asupra jocului lui Gabi Paraschiv. A executat acolo Ciobanu, Zid, a reușit să recupereze, însă vedem Chiajna un atac pozițional, combină foarte bine, mingea ajunge la Ciortan. Acum Bolozan la balon, combină cu Georgescu, Matei reușește să recupereze, dată la cumpia Rogoveană, trece ușor de Mihai Plăcind, un joc frumos de pase. Negra reușește să intercepteze pasa care era desenată lui Codruț Angel. Oprea cu o nouă minge lungă, aceste procede au devenit deja secuitor pentru
pentru suporterii Mărenari. Au abuzat pur și simplu fotbaliștii lui Gabriel Paraschiv de aceste mingi. Nu au reușit să combine mai deloc, iar acest lucru își spune cuvântul și pe tabelă, acolo unde Mărenari încearcă din răsputeri să revină fără succes. Însă până în minutul 79, minutul în care am intrat de curând. Iată-l pe Țânțaru, Palamariu, încearcă să-l găsească pe Neguț fără succes, însă Mărenari un pressing bun acolo, au reușit să recupereze mingea. Țânțaru acum pierde însă foarte ușor în fața lui Săftescu. Palamariu se pregătește să arunce din nou de la margine. Neguț este vizat, deviază pe spate, dar mingea este îndepărtată ușor de defensiva Concordiei. Pasă lungă încercată de Săftescu, fără succes, însă Oprea este acum la balon. Din nou o minge lungă trimisă către ofensiva Mărenară, fără succes. Mingea ajunge la Matei. Țânțaru îl depășește bine acolo pe Săftescu. Țânțaru are viteză foarte bună și controlează bine mingea. Iată-l pe Țânțaru. Mingea ajunge la Parghel, respinsă. Marius Enes se luptă acolo, mingea ajunge la Mihai Plăcintă, cel care încearcă să-l găsească pe Alex Negrea, a stat pe călcâie mijlocașul Mărenar și nu a ajuns la mingi. Cu noroc mingea revine la Mihai Plăcintă, Alex Negrea acum încearcă o pasă către Marius Enes, fără succes. Un jucător al Chiajnei este prăbușit în aceste momente pe teren, acuză o lovitură în urma duelului cu Marius Enes de mai devreme. Timpul trece și trece în favoarea oaspeților, cei care mai au 10 minute de rezistat aici pe stadionul Flacăra din Morin pentru a obține o nouă victorie și pentru a ajunge la 9 puncte acumulate în aceste 4 etape disputate din seria C3. Predau legătura lui Mihai Costi. Ultimele 10 minute din timpul regulamentar aici pe Cricov, 1-0 pentru Chiajna 2 după reușita lui Rogoveanu din finalul primei reprize, o nouă schimbare la formația vizitatoare. Va intra cu numărul 7 Florin Odobeanu. Ușoară presiune Mărenară. Codruț Anghel spre dezamăgirea tribunii părăsește terenul de joc. Era preferatul suporterilor Mărenari. Această fază Vlădus Parghel obține lovitura de pedeapsă în duelul cu Ionel Ciortan. Penalti pentru Flacăra Morin în minutul 83, infracțiune în careul ilfovenilor și Flacăra poate restabili egalitatea. Chiar merită să egaleze jucătorii lui Gabi Paraschiv, Lică Iene.
executa acest penalti. Se bucură spectatorii morenari care așteaptă golul de la Licăiene. Ele de obicei marchează din astfel de situații. Este un jucător cu sânge rece, care lovește bine mingea. Din păcate ratează aici, apără Alex Costache. Păcat, foarte aproape pentru Flacăra să egaleze. De data aceasta Licăiene nu a mai reușit să marcheze. Șutul său a fost parat fără mari probleme de Costache, poate acum. Centrala lui Țânțaru iese, iarăși Costache, un portar foarte interesant, un portar cu certe calități și de cu reale perspective, acest Alexandru Costache, născut în 1999 și cu un fizic frumos. Rămâne 1-0, dar Flacăra a ratat un penalti, la fel ca meciul cu Cunari. Singurul eșec pentru Morenari în campionat la Bufca cu CS Cunari. Cunari a punctat de la 11 metri. Flacăra a ratat de la punctul cu VAR. Iată, este a doua lovitură de pedeapsă ratată de Flacăra Moreni. De fapt, două au fost ambele ratate. Licăiene a trimis rău. Metru 86, 1-0 pentru Chiajna 2, dar cu penalti ratat de Flacăra. 4 minute mai sunt din timpul regulamentar în afara prelungirilor. Din păcate, Morenarii au ratat șansa egalării. Un gol din acel penalti ar fi permis Morenarilor să atace și să aibă o altă abordare în acest final de joc. Morenarii ne-au obișnuit cu reveniri spectaculoase în acest sezon. Au revenit cu Gloria Cornești în turul 2 a Cupei României de la 1-0, iar în minutul 86 și 94 Neguța a adus victoria. Au revenit cu Fecea Ninoasă după ce au fost conduși cu 2-0, dar Morenarii par în această partidă că nu au resursele necesare să marcheze. Un nou corner obținut de Marius Ene. El se pregătește să execute de la colțul terenului. Marius Ene e un jucător foarte bun, un jucător cu experiență mare, care își pune amprenta imediat. Iată gol! Gol Alexandru Oprea! Minutul 87 aici pe stadionul Timoreni. Este 1-1, gol marcat de Oprea după o centrare superbă a lui Licăiene. Minutul 87, Flacăra în sfârșit reușește să egaleze. În sfârșit, echipa din Moreni a marcat, a penetrat poarta lui Costache, a fost un corner în gura porții, acolo a venit din elan fundașul central Oprea și a marcat. Iată o fază periculoasă la poarta Morenarilor. Se opune acolo același Oprea în fața jucătorului cu numărul 7, Odobeanu Florin. Ocazie mare pentru Ilfoveni de a reveni în avantaj. Oprea s-a opus, este corner pentru echipa din Otopeni. Suntem în minutul 88, Flacăra Moreni Concordia 2, Chiajna 1-1. Au marcat Rogoveanu minutul 44 și Oprea minutul 87. De reținut faptul că minutul 85 Ene
a ratat o lovitură de la punctul cu var, sau mai bine zis, portarul Costache a apărat un 11 metri, tras destul de slab de atacantul echipei Flacăra Moreni, Marius Ene. Pe echipa din Moreni o așteaptă o deplasare foarte grea în etapa următoare a cincea, în orașul Aurului Negru, unde va întâlni pe stadionul Ilie Oană, pe Petrolul Ploiești, echipă cu care a evoluat, echipă cu care s-a întâlnit în Cupa României marți și a pierdut cu 3-0. Cele trei goluri ale ploieștinilor fiind marcate de un singur jucător, Ciocălteu. Contraatac al Concordie 2, Chiajna, Ciobanu, a trecut de Matei și Ciobanu departe de poarta lui Sârbu, minutul 89. Pentru comentariile de final dau legătura colegului meu, Costin Elneagu. Așadar, Flacăra Moreni a reușit să egaleze într-un final. Oprea a marcat pentru echipa morinară. Gabi Paraschiv a fost inspirat la schimbări, a ghicit schimbările. Oprea a avut o evoluție bună când a intrat în repriza secundă, a egalat pe tabelă și a oferit siguranță în, pe faza defensivă. Iată acum un foul pentru Concordia Chiajna. Egalul este meritat, zic eu, după aspectul jocului. Flacăra a jucat mai bine în repriza secundă, a reușit să egaleze, a ratat un penalti chiar în minutul 84 prin Ene, cel mai experimentat jucător de la Flacăra, nu a fost în direcție, cum se spune, au tremurat picioarele și portarul de la Chiajna a reușit să respingă șutul acestuia. Jocul va fi prelungit de 4 minute, cu 4 minute de centralul acestei partide. Suntem acum la lovitura liberă periculoasă executată de echipa din Chiajna. O centrare în careu, mingea este respinsă acolo de jucătorii de la Moreni. Flacăra caută să dea lovitura pe acest final de repriză, pe acest final de meci. Iată-l pe numărul 14 de la vizitatorii, Rogoveanu, unul dintre cei mai buni jucători. Iată acum o simulare a unui jucător de la Chiajna. Se putea acorda chiar și un cartonaș galben pentru jucătorul de la Chiajna. Iată-l pe Neguț, intervine arbitrul asistent 2 al acestei partide și acordă un fault, un atac, o talpă. Mihail Băcescu din Brașov, decizie care a inflamat spiritele aici la Moreni. Acesta este apostrofat de jucători, de publicul spectator. Iată acum pe un jucător de la Flacăra Moreni, pasă în partea stângă pentru Ene intră în suprafața de pedeapsă, îl diblează, încearcă să-l dibleze pe numărul 15 de la Chiajna 2, Săptescu, dar nu reușește. Iată acum un fault, un atac. Se joacă tare aici pe final de la Moreni, se joacă cu garda jos. Flacăra Moreni caută să dea lovitura, dar la același timp poate să și încaseze gol. Să sperăm că nu va reuși acest lucru. Iată un cartonaș galben acum pentru Oprea. Noi intratul Oprea primește deja cartonaș galben pentru din partea centrală acestei partide, Ionuț Constantinescu. Acesta a condus bine o partidă destul de dificilă, a acordat o lovitură de pedeapsă pentru echipa noastră corect și a luat marea majoritate a deciziilor, le-a luat bine. Nu au fost probleme deosebite de arbitraj. Flacăra Moreni putea să învingă aici la Moreni, minutul 93, acum am intrat în minutul 93 al partidei. Final de joc, se pare că aparține vizitatorilor. Lovitură liberă periculoasă de la 30 de metri pentru Chiajna 2, dar mingea este respinsă fără probleme de jucătorii de la Moreni. Iată acum un fault văzut de centralul acestei partide, Ionuț Constantinescu. Iată acum un cartonaș galben pentru numărul 4 de la Concordia 2, Chiajna, Bolozan, a primit cartonaș galben. Mai este doar un minut după ceasul nostru, am intrat în minutul 94, ultimul minut al partidei. Flacăra Moreni, Concordia 2, Chiajna, 1-1, mingea este lungă spre Țânțar. Țânțar ține mingea în teren, tot acesta se luptă pentru balon,
Mocanu se luptă acolo, sunt mai mulți jucători de la Concordia Chiajna. Iată acum pe Rogoveanu, se joacă tare! Iată acum pe Ene, și la poartă! Și probabil a fost ultima ocazie importantă a meciului. Într-adevăr, fier final aici la Moreni, Flacăra Moreni reușește doar un rezultat de egalitate cu o echipă bună din Chiajna. Golurile partidului au fost marcate de Rogoveanu, minutul 43 pentru vizitatori, pentru Flacăra Moreni a egalat Oprea, minutul 88, să spunem că Flacăra Moreni a ratat și un penalti în minutul 84 prin Ene. Eu cred că rezultatul este just după aspectul jocului, Flacăra Moreni a făcut o repriză secundă mai bună, spun eu. Concordia 2 Chiajna o primă repriză mai bună, practic și-au împărțit reprizele și punctele. Așadar, fluier final aici la Moreni, 1-1. Costinel Neagu, Alexandru Istrate, Costin Mihai și Cosmin Sava, mulțumesc pentru atenție. De asemenea, trebuie să aducem mulțumim regizorului acestei partide, Ionuț Năstase, precum și operatorului video, Cătălin Clopotaru, operatorul de la fotbaljudețean.info. Vă mulțumim pentru atenția acordată și vă așteptăm și la următoarele transmisii directe ale site-ului nostru.